Încă un fost demnitar al Partidului Social Democrat a fost adus în țară pentru a face pușcărie. Este vorba despre fostul primar al orașului Slatina, care a fost extrădat în această noapte. Fostul Edil are emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoare emis de Tribunalul București. În data de 2 mai, Minel Prina a fost condamnat la închisoare de un complet de 5 judecători de la Instanța Supremă în dosarul tablourilor, numit astfel după ce procurorii au găsit peste 100 de opere de artă cumpărate de fostul ministru PSD de finanțe, Darius Vâlcov, prin interpuși, la fel ca Vâlcov și Minel Prina a fugit din țară, tot în Italia, dar a fost prins și arestat la Milano pe 10 mai, la o săptămână de la emiterea mandatului european de arestare. Ulterior, acesta a fost pus sub control judiciar în Italia cu interdicția de a părăsi țara. Minel Prina i-a succedat în funcția de primar al Slatinei chiar lui Darius Vâlcov, care a fost extradat din Italia în data de 14 august. Fostul ministru execută o condamnare la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani în dosarul tablourilor.